Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit de data aceasta la tarotscopul pentru cuplu, pentru luna martie 2022. Iată, a venit și luna mărțișorului, Doamne, ce trece timpul! Așa că, dragii mei, haideți să vedem care este treaba cu iubirica, care este treaba cu flăcărica pentru această lună martie. Ați văzut cele patru inimioare care au binevoit să vină în întâmpinarea voastră și să vă aducă mesajele pentru relația voastră de cuplu în această lună martie. Le-ați văzut în imaginea de început a acestui videoclip, dar haideți să vi le mai arăt o dată. Iată inimioara cu numărul 1, că era să zic altceva. Dacă vă atrage această inimioară sau culorile de pe ea, cine știe, sau personajele de acolo, mesajele pentru relația voastră de cuplu se află la numărul 1. Mergem mai departe cu inimioara numărul 2. Așa arată ea, e mai mult pe galben, așa ca mine astăzi. Dacă vă plac personajele, dacă vă place ceva la această inimioară sau poate cine știe cifra 2, atunci mesajele pentru relația voastră sunt acolo. Vedem și numărul 3, iată cât de frumoasă este această inimioară. Dacă vă atrage mesajele, sunt evident la numărul 3. Și iată și ultima inimioară cu numărul 4, cu acest înger. Înger, da, este un înger. Bun, haideți să trecem la treabă. Ia să mai trecem și voi la treabă. Uite, eu sau și mă uit la voi și voi treceți la treabă să vedeți care e treaba cu flăcărica cu inimioara acolo. Nu, dragii mei, glumesc. Haideți să trec eu la treabă și voi să vă așezați confortabil și să mă urmăriți. Și poate dacă vă place videoclipul, știți foarte bine să apăsați acolo butonul de like și să distribuiți la cât mai multe persoane să ajungă acest mesaj, de ce nu? Și dacă nu ați reușit până acum să vă abonați la canalul meu, apăsați butonul de abonează-te și clopoțelul pentru a vedea când vin cu noutăți pe canal acolo, astfel ajutând și canalul meu de YouTube, că am are nevoie de ajutor, nu știu ce s-a întâmplat în ultimul timp, e o surpriză și pentru mine. Eu vă mulțumesc mult pentru asta. Bun, să începem treaba și să vedem pentru aceia dintre voi care ați ales numărul 1, haideți să vedem care este mesajul de pe spatele inimioarei voastre. Iată, mesajul este acesta, Sacred Union, și anume uniunea sacră între două persoane. Și vă zice în felul următor, onorează locul celelalte persoane în viața ta, pentru că noi, ca și suflet, suntem eterni și această uniune dintre tine și persoana ta, iată, este eternă de asemenea și este o binecuvântare. Cât de frumos, iată, poate pentru unii dintre voi este o surpriză, cine știe, poate pentru alții este o confirmare a faptului că sunteți într-o relație profundă, sunteți într-o relație cu un suflet absolut minunat, așa cum sunteți și voi, pentru că dacă n-ați fi fost pe aceeași frecvență, n-ați fi fost împreună și foarte bine lucrurile astea. Și să vedem mai departe ce mesaje vor să vină pentru voi. Haideți să începem cu o semnătură energetică a relației voastre. O să vedem și arcana care guvernează relația voastră de cuplu în această lună și vedem integrarea, foarte frumos, integrarea acelor părți din noi. Și am mai discutat cartea asta de fiecare dată când a ieșit la urma urmei. Vorbim despre părțile la mai puțin plăcute de noi, dintr-un motiv sau altul. Iată, în această lună este cumva o lună de vindecare în cuplu, dar este o lună în care e bine să conștientizați acele părți pe care le tot respingeți în interiorul vostru sau părți care nu vă plac la partenerul vostru, să le înțelegeți și să ajutați poate partenerul să le conștientizeze și să le integreze. Clar vorbim despre vindecare și despre alchimizarea acelor părți pe care le-am tot împins, și ne-am zis noi așa că nu vrem să avem de a face cu ele. Foarte bine. Ia să vedem arcana care guvernează relația voastră. Mama, ce repede a vrut să iasă. Relația voastră de cuplu și este iubire pură platonică. O, Doamne, poate unii dintre voi nici măcar n-ați avut curajul să faceți un pas către persoana iubită dacă o considerați într-o relație. Păi, la nivel de suflet, sunteți într-o relație. La urma urmei, este arcana spânzuratului numărul 12 și vorbește despre schimbarea aceea de perspectivă, despre iluminare. Și ce îmi spune foarte clar, că aceia dintre voi care ați ales numărul 1, da, pentru relația voastră de cuplu în luna martie, este o lună alchimizantă, este o lună în care veți vedea, veți percepe lucrurile altfel, poate ceva în interiorul vostru se va transforma sau în interiorul partenerului vostru și asta va duce la schimbarea dinamicii în relația voastră de cuplu.
Ceea ce simt eu aici este foarte, foarte profund, da? Este o lună de vindecare, așa cum am spus mai devreme. Bun, și să mergem mai departe. Haideți să vedem și din partea doamnei lună ce mesaj vrea să transmită relației voastre de cuplu. Oh my God! Și e foarte interesant pentru că iese vidul lunii și spune nimic bun nu va ieși din acest lucru. Dar vine spiritul și îmi spune în felul următor, iată-te și veți ajunge la niște concluzii. Vine spiritul și îmi spune în felul următor, pentru unii dintre voi acea carte cu vidul lunii reprezintă gândurile voastre, reprezintă șarpele ăsta pe care l-am văzut mai devreme în cartea integrării. Da? Acele temeri, acele frici, acele momente în care spui, măi, oricât m-aș da peste cap, nimic nu o să iasă din toată povestea asta. Ălea pot fi și de cele mai multe ori sunt filtrele noastre, sunt acele programe ale noastre, acele limitări, da, pe care, nu știu, cu care ne-am pricopsit, să spunem, în urma experiențelor pe care le-am trăit în trecutul nostru. Bun, și vedem că se va ajunge la o concluzie și ce îmi place foarte mult la această carte este că mie îmi spune în felul următor, veți vedea unii dintre voi în sfârșit, da, veți vedea imaginea de ansamblu, în sfârșit veți intra, să zicem, sau mai bine zis, ieși, da, din toată vâltoarea a ce se întâmplă în relația de cuplu și veți vedea din poziția aceea de observator, în sfârșit veți vedea pădurea pe care n-ați văzut-o până acum din cauza copacilor. Este exact acea energie a spânzuratului pe care am văzut-o mai devreme și iată-te, luck is on your side, norocul este de partea voastră. Eu ce simt din toată povestea asta, din ce vă spune doamna Lună, este că dacă până acum au fost tot felul de turbulențe, dacă până acum ați fost într-o nebuloasă, poate, în relația voastră de cuplu și spuneați că oricât mă zbat și oricât încerc și așa mai departe, nu o să iasă, mă, nu merge, nu iese, acum se limpezesc, în această lună se limpezește aerul, să-i spunem așa, și o să vedeți lucrurile foarte, foarte clar și o să vedeți că se poate, da? Se țintește cumva spre noi începuturi și vă spune asta cu luna nouă în Scorpion și se poate, dar norocul este de partea relației voastre la urma urmei. Ia să vedem noi mai departe și cu ce vreau eu să merg mai departe. Cu ce vreau eu să merg mai departe? Să merg cu aia mai departe? Nu, uite, să merg cu Osho mai departe. Pentru relația voastră de cuplu și să vedem ce spune, da, iată-te, patru de bâte, participarea. Și patru de bâte vorbește despre relație, este acea relație frumoasă, este acea relație stabilă, dar în care trebuie să participăm ambii, că dacă trage numai unul la căruță, se rupe până la urmă osea, sau cum se numește, și mai făcut pâc, poc, poc, nu știu cum să-i zic, că nu mi-a ieșit onomatopeea acum, da? Este nevoie de participare, este nevoie de implicare a ambilor parteneri și atunci îți spune foarte clar că se ajunge unde trebuie, chiar dacă, încetinirea se numește cartea, chiar dacă se merge mai încet, chiar dacă n-ai să ajungi de la prima întâlnire la căsătorie în 3 zile, că oricum nici nu este indicat, dar un exemplu așa dus la extrem ca să se înțeleagă ce vreau să spun, este bine, nu te grăbește nimeni nicăieri. Dacă vrei o relație stabilă, dacă vrei o relație așa de suflet, păi trebuie să stai acolo să lucrezi, că dacă la prima furtună și la prima nu știu ce ți-ai luat tălpășița și ai fugit, hai să te tot învârți în începuturi până când ai să amețești. Ia să vedem ce vă mai spune, ce vă mai spune, dacă vrea să vă mai spună ceva Osho pentru relația voastră de cuplu și iată-te, șaptele de săbii, cartea trădătorului. O, tu l-ai, Doamne, s-ar putea unii dintre voi și acum o să trecem la rănile sufletești, și-ar putea unii dintre voi să aveți rana aceasta de trădare, ori voi, ori partenerul vostru și atunci, exact cum am spus mai devreme, cu filtrele acelea, să proiectați asupra persoanei de lângă voi acele frici și acele nesiguranțe cu care v-ați pricopsit voi din experiențe anterioare. Iată-te, încrederea, este nevoie de încredere. Păi nu poți, dacă ești într-o relație și ai rana aceasta de trădare, dacă despre ea vorbim aici și tot proiectezi asupra partenerului tău sau el asupra ta, că bineînțeles și viceversa este
valabil, da? Lucrurile acestea, păi nu o să iasă nimic bun din lucrurile astea, nu o să faci decât nu o să faceți decât să vă dați reciproc în cap cu bâta și până la urmă o să obosească unul din voi și o să se termine situația și ea către cartea soarelui, inocența. Și inocența și cartea soarelui, da, vorbește despre copilul interior și clar îmi este mesajul că fie voi, fie partenerul de viață aveți de lucrat cel puțin pe rana aceea de trădare, dar haideți să vedem ce spune și pachetul acesta, care este cea mai activă rană, da, în cadrul relației voastre și să vedem despre ce este vorba, dragii mei, că e bine și interesant să nu ignorăm lucrurile acestea, da, și să zicem noi că dacă băgăm capul în nisip, se rezolvă lucrurile și așa mai departe. Da, se poate cumva, dar nu vreau să discut acum despre treaba asta. Și iată, vine acest pachet și dă și rana de umilire. Este a voastră, este a partenerului vostru, nu știu. Și haideți să vedem și mesajul de aici. Astăzi decid să fiu atent sau atentă la momentele în care mă judec că sunt prea lentă în mișcările mele fizice și am văzut încetinirea acolo. Îmi dau atunci dreptul să îmi placă, să-i dau corpului meu timpul necesar pentru a se bucura cum se cuvine de acțiunile întreprinse. Dacă mi este dificil să-mi accept lentoarea, realizez că ego-ul meu este cel care crede că trebuie să fii la fel de rapid ca și ceilalți pentru a fi demn sau demnă de iubirea lor. Recunosc că ego-ul meu este convins că mă ajută în felul acesta. Îi mulțumesc, dar continui să vreau să răspund nevoilor mele. E, și la urma unui că nu mai știu, mă fine, nu contează, vreau să zic de o carte unde a ieșit, dar chiar nu contează unde a ieșit, este acea carte a comparației tot din oracolul lui Osho. Da? Și atunci, de ce să te compari cu alții? De ce să compari relația ta cu alții? De ce, de ce, de ce? Pentru că ai să ajungi să dai pumn din cap și nu o să te ajute absolut deloc. No, bine, haideți să vedem și Cupid Deck. Cu ce mesaje vine pentru relația voastră de cuplu și după care trecem la tarot și vedem Journey, călătoria, carte cu numărul 10. Nu știu dacă plecați undeva în luna martie, clar este că ne indică încheierea unui capitol, da? Și faptul că relația unora dintre voi poate merge mai departe într-un nou capitol și chiar foarte frumos, iată, vedem The Lovers, da, cartea aceasta a îndrăgostiților, dar totul depinde de voi și de conștientizările voastre, iată, courtship, curtoazia. Și asta mi arată foarte clar acel nou început, da, faptul că, ok, am trecut de stadiul acesta, am învățat ceva despre noi, poate, și e ca și cum o iei de la început, dar la un nivel cu totul și cu totul nou. Este o transformare profundă, foarte frumoasă și v-a zis luna săgetător, dar norocul este de partea relației voastre, iată-te, și cornucopia, cornul abundenței. Nu, acum poate unii dintre voi, dacă e să o luăm așa pe parte mai de 3D, de viață de zi cu zi, poate chiar veți pleca, da, undeva alături de partenerul vostru, veți călători undeva și iată-te, acolo realizați niște lucruri foarte frumoase. De ce nu? Pentru că vine și mesajul acesta. De ce să nu-l dăm? Ia să mergem noi și mai departe. Hai să vedem și de aici dacă tot sunt acolo pe birou, că nimic nu este întâmplător în lumea mea și știți lucrurile acestea. Și am înțeles de ce. Da, iată, se încheie un capitol și un nou capitol în această relație, iese la suprafață, se începe ceva cu totul și cu totul nou. Și să vedem, da, la rădăcina primului pachet de tarot, ce avem noi? Avem lead și anume preia controlul vieții tale sau poate unii dintre voi sunteți în berbec cu ascendent Venus, Lună, nodul nord în berbec sau poate partenerul vostru de viață și poate faceți ceva împreună, nu? Cine știe că am văzut acolo foarte mult succes și reușită. Ia să vedem noi mai departe ce vă zice, da, cât de frumos, iată, noi începuturi în cadrul relației voastre, fie că relația merge la un alt nivel, așa cum am spus, fie unii dintre voi vă veți muta, începeți o viață cu totul și cu totul nouă, take the lead, preia conducerea, da? Sau cu treiul de bâte, vorbim despre planuri de viitor în cadrul acestei relații și e foarte, foarte bine, vedem ghidarea universului care vine către voi, vă ajută fie să închegați această relație, să vindecați această relație și să o duceți la nivelul următor, fie să începeți împreună un drum nou în viață și care arată foarte, foarte bine și vedem și cartea Hermitului, da, pusnicului, care zice foarte, foarte clar că fie poate după o perioadă, așa cum am spus,
de nebuloasă, dar o perioadă poate de tăcere, o perioadă de introspecție, o perioadă în care ați stat și v-ați gândit și ați analiza poate niște lucruri. Uite, acum se ajunge în luna martie la acțiune. Ia câtă cât de frumos să mergem mai departe în Uniune și vedem, este cartea carului la urma urmei. Unii dintre voi chiar vă veți face niște planuri de viitor foarte frumoase în această lună martie, care vor aduce echilibru. Ia câtă cât de frumos echilibru emoțional, echilibru în relația voastră și vă zice foarte clar, așa cum v-am zis de la început, cu Uniunea Sacră. Ia câtă confirmarea aici, da, cu Cartea Temperanței și chakra numărul 7 ne spune foarte clar, este o legătură care trebuia să se întâmple, să ne înțelegem, sunteți cu persoana potrivită. Și să vedem și de aici, ia să vedem, ia câtă plictiseala unora dintre voi și ocaziile care vin către relația voastră de cuplu în această lună martie. Sunt niște surprize, surprize, surprize și vedem șasele acestea de monede. Este ca și cum Universul vine și vă ajută, da? Fie pentru vindecarea relației, așa cum am spus mai departe, fie, da, pentru a merge împreună mai departe să construiți ceva foarte, foarte frumos. Se dă ceața aceea la o parte, vedem această carte a lunii. Ceața aceea în care ați stat poate până acum, când vine vorba de relația voastră de cuplu, se dă deoparte. Ei, și iată că vedem și cartea împăratului, da, peste chakra aceasta numărul 7. Din nou vă spune spiritul, mergeți mai departe. Poate unii dintre voi care ați ales numărul 1 aveți ceva de făcut împreună, de condus ceva împreună. Nu știu, poate aveți vreo firmă sau cine știe, sau aveți ca misiune, vreau să zic, v-ați născut oricum, da, că altfel nu stăteam de vorbă cu voi. Aveți ca misiune chestia asta de a conduce, de a... Nu impresiona când se spune, influența, da? Într-un sens benefic, evident, oamenii din jurul vostru. Foarte, foarte interesant. Ia să vedem, The High Priestess, ia către Marea Preoteasă cu ascultarea intuiției. Pentru că vă spune foarte clar, dar ascultă-ți intuiția și când vine vorba de tine, și când vine vorba despre relație și planurile de viitor, ascultă-ți intuiția. Și dați-vă voie să mergeți mai departe la urma urmei, pentru că vedem lucruri foarte frumoase care vă așteaptă împreună. Din nou, această carte a spânzuratului, nu știu, poate aveți de a face cu cineva în pești sau rac, vedem și cartea lunii acolo, racul de două ori, îl avem aici pe masă, sau cu ascendent Venus, lună, nodul nord în aceste zodii, nu este obligatoriu. Dar ne spune în felul următor că după o introspecție, da, după o analiză a relației voastre, unii dintre voi vă veți da voie, da, să mergeți mai departe împreună. Să porniți poate pe un nou drum împreună. Temperanță cu temperanță, poate unii dintre voi aveți de-a face cu cineva în săgetător, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în săgetător. Nu e obligatoriu, dar vorbește despre vindecarea acestei relații, așa cum am zis de la început, dar și de timpul divin. E ca și cum acum, în această lună martie, vine momentul acela de propulsie al vostru, al relației voastre. Și iată și cartea stelei, cât de frumos, da, să ajungeți voi să îndepliniți niște lucruri foarte frumoase și sunt sunteți cumva foarte, și uite, și marele preot, da, poate fi semnare de contracte sau poate chiar oficiera, așa, legăturii voastre. Că era să mă fac de baftă. Nu contează, nu contează, nu contează, mă fac de baftă, baftă să fie. Dați-mi mai departe, mergeți acolo unde simțiți că trebuie să ajungeți, pentru că asta vreau să spun, sunteți foarte susținuți ca și cuplu. Iată-te și cartea îndrăgostiților cu marele preot, cartea stelei, da, și legătura cu divinitatea. Oameni buni, voi ați venit și eu vă zic clar, voi ați venit aici, unii dintre voi, și zic eu, mulți dintre voi care ați ales numărul 1 cu o misiune foarte, foarte importantă. Tocmai de asta, da, poate nici n-a fost ușor în relație, pentru că erau de vindecat foarte multe chestii, iată-te și zecele de cupe, da, această carte de reușită, de împlinire. Poate nu a fost ușor în relația asta, ziceam, pentru că aveați de vindecat niște lucruri. De ce să le vindecați? Pentru că voi, ca și cuplu, aveți de făcut ceva important pe această planetă. Nu e pentru toată lumea, dar simt că este pentru mulți care ați ales numărul 1, ceea ce e foarte, foarte frumos. Nu avem cum să ignorăm și anume amorul ghebos. Haideți să vedem mesajele amorului ghebos pentru relația voastră de cuplu. It is safe for you to love, îți spune, este în regulă să te deschizi către iubire, și pentru că vedem, da, rana de trădare, rana de umilire, l-am văzut acolo, da, faptul că e iubirea asta de stat în ușă, deschide-te, îți spune.
Love yourself first, da, dă-i cu iubirea de sine, ia că te este ceva de vindecat și asta am spus, nu ignorați aceste mesaje pentru că sunt foarte importante, dar misiunea voastră este poate și mai importantă de atât. You deserve love, meriți să fii iubit, pentru că na, ai rana de umilire acolo, ai impresia că nu meriți lucrul acesta, ai impresia că, nu știu, e ceva în regulă cu tine și atunci ai tendința să te închizi. Tu sau partenerul tău, că repet, este pe ambele energii și lucrează cu aceste aspecte și poftim chemarea sufletului pereche, dar vedem aici deja confirmarea faptului că sunteți, da, cu persoana potrivită pentru voi. Ia să vedem dacă mă mai atrage ceva de aici, îmi spune de aici, haide să vedem și de aici, dragii mei, două, trei mesaje pentru relația voastră de cuplu în luna martie, ia să vedem, acțiune, da, ia că te vă cheamă la acțiune, să mergeți mai departe, aveți ceva de făcut, aveți ceva de îndeplinit, ia că-te miracolele. Cât de frumos, păi în momentul în care acționezi, în momentul în care muncești cu tine, în momentul în care conștientizezi niște lucruri, miracolele apar și ia că-te, the miracle of love, miracolul iubirii înconjoară această relație de cuplu și ia că-te forța, puterea care este în voi, v-am spus, este ceva deosebit în această legătură. E o energie foarte, foarte interesantă, i-aș spune eu. Dragii mei care ați ales numărul 1, ia că astea sunt mesajele pentru luna martie când vine vorba despre relația voastră de cuplu. O energie frumoasă, o energie aparte de ce am simțit până acum. Unii dintre voi, repet, aveți o misiune importantă, treceți în luna martie așa la un alt capitol pentru că este nevoie, da? Este nevoie ca, nu știu, să mergeți pe un anumit drum și veți simți voi, ascultându-vă intuiția, care este drumul acela. Dragii mei, până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc. Salutare, dragii mei, care ați ales numărul 2 și anume această inimioară gălbioară. Haideți să vedem care este în primul rând mesajul de pe spatele ei, se numește playfulness și anume jucăușenia. Și vă îndeamnă luna martie, ia căte să râdeți mai mult, să vă jucați mai mult împreună, deoarece râsul este medicament. Distrați-vă, fiți mai joviali, fiți mai copilăroși și vă spune clar, love is the greatest healer, ia căte iubirea este marele, marele vindecător. Așa că dacă ați uitat pe aici, pe acolo sau cine știe, în totalitate, să vă distrați, să vă jucați, să fiți mai copilăroși în relația de cuplu, vine spiritul și vă readuce aminte cât de important este lucrul acesta în luna martie. Ia să vedem noi și alte mesaje care vin pentru relația voastră de cuplu, care sunt îndemnurile și sfaturile. Ulala, și mă rog să las numai pe asta. Discernământul și face mare sens pentru că vedem acele picături de apă, acele emoții, poate lacrimi în cazul unora dintre voi și vedem această crenguță, această stare de echilibru care este bine să fie găsită sau poate chiar se regăsește, este un anunț așa că se regăsește starea aceea de echilibru în luna martie în cadrul relației de cuplu și nu o să mai lăsați voi emoțiile acelea să-și facă de cap și o să deveniți voi stăpânul emoțiilor voastre și nu invers, ceea ce ar fi absolut minunat. Și să mergem mai departe să vedem care este arcana care vrea să guverneze relația voastră de cuplu, dar nu 7 arcane, my dear spirit, să vedem care arcana care guvernează relația voastră de cuplu în această lună, măi. Nu ne mai înțelegem, este se împotrivește, ia uite tu ce figuri face. Dar nu e după el, ulala, așa avem fericirea profundă de plină, este arcana cu numărul 19, este arcana soarelui. Arcana soarelui care vorbește în primul rând despre reușită, despre succes, victorie, lumină, entuziasm, bucurie, fericire, armonie în această relație. Este pupicul acela, am văzut aici, da, pupicul îngerilor, vine și vă țucă așa pe relația voastră, vă binecuvântează, hai să zicem, relația în această lună. Vine, bă, universul face el tot ce poate acolo, dar la urma urmei noi suntem creatorii relației și realității noastre și de noi depind toate lucrurile acolo. Așa că e foarte important în luna martie, în relația de cuplu, să găsiți acel moment de happiness, moment de fericire, moment de stabilitate, pentru că de acolo se va schimba dinamica, de acolo se vor schimba multe lucruri în relația voastră.
Și să mergem și mai departe. Daia, 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 daia. Haide să vedem și doamna Lună, care cu ce mesaj vine către voi pentru relația voastră de cuplu în această lună martie și spune, ah, cât de frumos, luna plină, surrender to the divine, iată-te, predă-te universului, predă-te, predă-te mâinile sus și nu te mai opune și nu mai opune atâta rezistență. Lasă lucrurile să curgă firesc, ia lucrurile exact așa cum sunt. Știți vorba aceea magică, aș spune eu, este ceea ce este, fără să venim cu tot felul de presupuneri, fără să croșetăm noi tot felul de filme apocaliptice în mintea noastră când vine vorba de relația noastră de cuplu. Pur și simplu lasă lucrurile să curgă și ai să vezi câte lucruri se vor rezolva și iată se vor rezolva. Vine și luna nouă în Capricorn și spune că munca ta în cadrul acestei relații va da rezultate, dar pentru asta trebuie să faci ceva. Nu poți să stai cu mâna în sân și să aștepți să-ți pice din cer. Oh, și vine iar Capricornul, lună plină, lună nouă. Ceea ce ne spune foarte clar că în această lună martie, da, e posibil să încheiați o perioadă poate mai dificilă a relației voastre. O perioadă în care a trebuit să învățați niște lecții importante, că vedem energia saturniană acolo. Și dacă ați învățat acele lecții importante, iată-te se deschide o nouă ușă, un nou capitol al relației voastre și va fi cu acele binecuvântări, va fi cu acea bucurie pe care am văzut-o mai devreme. Și să mergem mai departe. Haideți să vedem cu Osho mai departe care sunt mesajele și care sunt învățăturile din partea lui pentru relația voastră de cuplu. Și vedem teama de a lua o hotărâre, schizofrenia, se numește aici doiul de săbii, la urma urmei. Poate să fie, opa, teama de a lua o decizie, și mă rog să o las pe asta, poate să fie teama de a lua o decizie, poate să fie teama de a vedea cumva, sau incapacitatea, nu imposibilitatea, incapacitatea de moment de a vedea lucrurile clar și de a vedea viitorul acestei relații. De ce? Pentru că am văzut acele multe picături de apă acolo, am văzut acele multe emoții care poate până în momentul de față v-au condus și dacă se rezolvă problema aceasta, veți vedea foarte clar niște lucruri și iată vedem și treiul acesta, sărbătorirea, treiul de cupe. Se poate ajunge de la starea aceea de teamă, de panică, iată-te la sărbătorire și succes. La fel de bine, iată-te vine mesajul și pentru voi, te dau din casă acum, precum că unele cupluri care au ales numărul 2 vor avea parte de o reușită, de un succes în această lună martie. Nu știu, că faceți ceva împreună, că voi reușiți ceva și se bucură și partenerul de viață sau viceversa. Da, vedem acolo un moment de sărbătorire, un moment de fericire. Și vedem și șaptele acesta de săbii, cartea aceea a trădării, că de-aia este teama de a face ceva, teama de a merge mai departe, teama de a închide un capitol din viața noastră. E acea rană de trădare pe care unii dintre voi o aveți sau poate partenerul vostru. Teama, da, de a nu fi susținut. Aici vedem cartea aceea de totalitate, cinciul acela de bâte și vedem și starea aceasta de epuizare. Păi în momentul în care tu depinzi de celălalt, că este emoțional, că este în alt fel, ajungi la starea aceea de epuizare și atunci vine spiritul și spune, fă tot posibilul, fă tot ceea ce ai de făcut să depinzi de tine, da? Să înțelegi că tu ești punctul acela de sprijin și să nu mai pui la urma urmei povara aceasta și pe umerii celuilalt, că viața ta, emoționalul tău și așa mai departe, sau fericirea ta depinde de cealaltă persoană. Este o povară, credeți-mă, și nu e corect să facem lucrul acesta. Iată-te, ne invită, da, spiritul pentru a nu ajunge la acea epuizare care unii dintre voi sunteți din ceea ce vedem, să rezolvați acea tendință de nu neapărat a acapara cealaltă persoană, dar a-i pune responsabilitatea fericirii noastre și așa mai departe pe umerii săi. Sau viceversa, poate partenerul vostru face lucrul acesta cu voi. La fel, nu este corect. Haideți să vedem care este cea mai... Nu, haide până ajungem aici, haideți să vedem la Cupid Deck. Uite că îl săream pe săracul Cupid Deck. Haideți să vedem mesajele din partea lui Cupid Deck pentru relația voastră de cuplu în luna martie. Ia să vedem. Și vedem The Family Room, iată cartea familiei, poate unii dintre voi chiar formați o familie.
cine știe, sau poate va fi acel succes în cadrul familiei, că te vedem și cartea călătorie anunță încheiere de capitole, așa cum am văzut, și începerea unui capitol nou, poate veți forma o familie, cine știe, unii dintre voi în această lună, și vedem și cartea ocupației. La fel de bine, unii dintre voi s-ar putea să părăsiți cadrul familiei și să mergeți mai departe, cine știe, în alte locuri. Ia uite, Message of Concern și cu mesaj de îngrijorare și cu cartea ocupației ne zice în felul următor, ne trimite la mesajul de pe inimioara voastră. E foarte posibil ca unii dintre voi să fiți foarte băgați în muncă, dacă îmi permit să spun așa, da, foarte concentrați pe sectorul muncii. Poate apar acolo niște turbulențe pentru unii dintre voi și asta răpește din sclipirea și din jovialitatea și din bucuria relației voastre de cuplu. Și asta vă spune ce se întâmplă pe partea profesională, este pe partea profesională, ce se întâmplă cu alții e treaba lor, dar în momentul în care ești în relația de cuplu, fii acolo, nu aduci cu tine problemele din exterior, pentru că nu faci decât să agravezi situația. Și vedem o încheiere de capitol fără doar și poate, da, posibil, da, pentru unii dintre voi să fie acolo niște încheieri, poate la locul de muncă, și să afecteze cumva relația de cuplu, nu neapărat că ar afecta ce se întâmplă acolo, grijile și așa mai departe, să afecteze relația de cuplu. Și vă spune spiritul, nu lăsați lucrul acesta să se întâmple. Surrender to the divine, ți-a spus-o, lasă-te în mâna universului, știe foarte bine ce are de făcut. Ai de încheiat capitolul ăsta ca să poți merge mai departe și vedem sărbătorire, dar vedem succes. Nu lăsa turnulețul acesta să afecteze relația voastră. Bun. Haideți să mergem mai departe și o să mergem de aici mai departe să vedem și de aici câteva mesaje pentru relația voastră pentru luna martie. Ia să vedem, dragii mei. Până la urmă știți că e și, noi ca și popor suntem foarte buni pe treaba asta, să facem haz de necaz. Și vedem comunicarea, chakra gâtului este foarte importantă în această lună. Iată-te și vești, am văzut comunicare și cartea magicianului. În primul rând, ok, vin două mesaje, le luăm pe rând. Primul. Atenție la cuvintele pe care ți le spui, atenție la cuvintele pe care le spui partenerului tău și așa mai departe, pentru că nu faci decât să manifesti prin cuvintele tale, alea de le scoți pe guriță în exterior și dialogul tău mental, să manifesti lucruri în viața ta, să le atragi. Al doilea mesaj vorbește despre vești pe care le veți primi, da, și care vor fi de însemnătate pentru relația voastră de cuplu. Iată turnul și aici. Că tot vorbeam de energia aceea a turnului, ceva se va reconstrui după ce se dărâmă, că pentru unii dintre voi are legătură cu partea aceea de job, de carieră, că poate să fie o chestie legată de corazon, acolo de inimioară, dar dacă treceți peste fricile acelea, dacă vedeți ceea ce se întâmplă dintr-un punct obiectiv, atunci puteți reconstrui, atunci puteți merge mai departe. Și iată cât de frumos, da, poptul acesta de monede, dedicated effort, efort susținut, îți spune clar, este nevoie de efort, este nevoie de participare activă a ambilor parteneri în cadrul relației pentru a construi ceva foarte frumos. Și vedem și al treilea ochi, da? Tot îmi vrea să-i spun heart chakra, nu știu de ce, chakra inimii, nu, este chakra celui de-al treilea ochi, care vorbește despre intuiție și cât de important este să folosești darul acesta, lucrul acesta, că la urmă toți le avem. Bun, și vedem patru acesta de monede, open up, îți spune deschide-te. Patru de monede este acea închidere emoțională, este ținerea aceea cu dinții și cu unghiile, fie de niște lucruri din trecut, de niște suferințe din trecut, fie faptul că ești foarte concentrat pe partea aceea financiară, pe partea aceea materială și nu-ți ai voie să te deschizi când vine vorba despre iubire, de-aia ți-o spus ce ți-o spus ca prim mesaj această inimioară pe care tu ai ales-o. Și dacă tot vorbeam de rănile acelea, până merg mai departe, vreau neapărat că, uite, na, asta e, nu mă lasă, să vedem care este cea mai activă rană în cadrul acestei relații. Și avem rana de trădare, da, și am văzut șaptele de săbii acolo. Haideți să vedem și mesajul de pe spate și este: astăzi decid să fiu răbdător și tolerant într-o situație neprevăzută sau atunci când am avut de așteptat prea mult.
Dacă sunt incapabil, accept că mi-am lăsat ego-ul să aibă prea multă putere asupra mea și că m-a convins că dacă nu am controlul asupra acestui neprevăzut, înseamnă că sunt slab. Îmi amintesc că atunci când voi fi mai mult în contact cu forța mea interioară, nu voi mai depinde de exterior pentru a o dovedi. Un mesaj foarte important. Deci, rana de trădare, cum am văzut, este activă în cadrul acestei relații, fie la voi, fie în cadrul, fie la partenerul vostru și necesită atenție. Și hai să vedem mai departe. Oh, 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 niște vești care vor dărâma o situație, vor răsturna o situație. Vedem de două ori cartea aceasta a turnului. Vedeți voi despre ce este vorba, ce se întâmplă acolo și vedem The Emperor, cartea împăratului. Pentru unii dintre voi vine un mesaj important. Această veste sau aceste vești, da, au legătură cu schimbarea jobului sau faptul că unul dintre voi va trebui să plece undeva pentru că este avansat în rang, în grad, în funcție și de acolo s-ar putea să apară niște discuții, de acolo s-ar putea să se clatine niște treburi și atunci îți spune clar, da, nu lua lucrurile atât de în serios, hai lasă puțin munca aceea deoparte, hai să vedem cum facem împreună, dacă vrem să facem lucrul acesta împreună și dacă ne pasă atât de mult de relația asta. E doar pentru unii dintre voi că categoric nu are legătură cu toată lumea. Și vedem și The High Priestess, Marea Preoteasă, din nou și este peste cartea turnului. Îți spune că unii dintre voi parcă, nu că așteptați, că venea să zic că așteptați, simțiți că vine ceva, simțiți că vine o schimbare, simțiți că ceva acolo urmează să se transforme profund. Din nou spune, ascultă-ți intuiția, da? Vedem de două ori această trimitere la intuiția voastră. Ah, de ce nu ne ascultăm la intuiția de cele mai multe ori? Nu știu. Asta este. Bun, iată-te, treiul de cupe, din nou carte de sărbătorire, carte de succes, peste optul acela de monede și vai să o clar, dacă veți lucra împreună la această relație, veți ajunge foarte, foarte bine, da? Veți ajunge foarte fain. Și așa cum am zis, unii dintre voi simțiți schimbarea cu șasele acela de, cu șasele, doamne, cu chakra celui de-al treilea ochi, vedem cinciul acesta de monede. O altă chestie interesantă este în felul următor, unii dintre voi pe lângă rana aceea de trădare aveți și rana aceea de abandon și are legătură cu figura paternă. Asta ne-o spune foarte clar și unii dintre voi ați avut de-a face cu un tată autoritar, cu un tată manipulator. Clar nu e pentru toată lumea, nu mă luați acum, nu săriți în cap. Sau puteți să însăriți, treaba voastră, că eu nu mă supăr. Da? Și ne zice foarte clar faptul că tu încă nu ai vindecat rana aceea, tot proiectezi, da, tot felul de scenarii în relațiile de cuplu și ai o putere extraordinară de a atrage treburi în viața ta. Așa că dacă tu îți imaginezi că nu știu care face, nu știu ce și așa mai departe, ai mare grijă pentru că s-ar putea să manifesti lucrurile acestea în realitatea ta și să zici că are universul ceva cu tine, n-are nimic cu tine, da, doar îți atrage atenția să rezolvi anumite chestiuțe acolo. And why is the four of pentacles? Ia să vedem noi mai departe. Patru de monede cu patru de monede, câtă închidere. Foarte multă închidere emoțională aici. Vine spiritul și va atrage cumva atenția să faceți ceva în această privință. Ori voi, repet, ori partenerul vostru, pentru că este energie comună aici, poate fi pe o parte sau poate fi pe cealaltă. Ia să vedem noi din amorul ghebos, că doar nu o să uităm chiar amorul ghebos în această citire și să vedem cu ce mesaje vine acest amor ghebos pentru relația voastră de cuplu. True love, iată-te, dragoste adevărată. Doar că există rănile acestea, există niște frici extraordinare. True new love, true love, nouă iubire, da, și dragoste adevărată. Acum, la urma urmii, dragii mei, cu doiul ăla de săbi, pentru unii dintre voi s-ar putea să fie vorba despre o alegere și dacă tu știi că sau afli că ceea ce tu ți-ai imaginat, ceea ce tu ai intuit se dovedește a fi adevărat pentru că ai manifestat în realitatea ta la urma urmei și ai și o altă opțiune, s-ar putea unii dintre voi să aveți de ales, da, între ceva vechi și care se dărâmă și ceva nou care e foarte posibil să fie altfel. Să fie altfel, că nu vreau să mă exprim acum. Și spune you deserve love, este un mesaj pe care vreau să-l țineți minte. Meriți să fii iubit. Așa că dacă tu știi că aici lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie, da, nu te limita, nu te compromite, meriți să fii iubit. Dacă cineva ți-a spus contrariul în copilăria ta, în trecutul tău, să știi că nu este adevărat, meriți iubirea.
Dacă nu o ai în relația de cuplu, se pare că altceva vine către tine și vine foarte repede, very soon. Foarte, foarte curând, o nouă iubire se manifestă la orizont. Poate să fie pentru tine, poate să fie pentru partenerul tău. Repet că este energie comună. Și să vedem noi, ia să vedem și de aici un mesaj pentru relația voastră de cuplu ciudățică. Ciudățică, ciudățică, energia, the high priestess of fire, marea preoteasă a focului, iată numărul 5, schimbare și vorbim despre pasiune. Se pare că ceva nou și are legătură cu iubirea, cu pasiunea, apare la orizont în această lună, în relația asta. Poate să fie o trecere la un nou nivel, da? Și să considerăm atunci relația voastră ca o nouă relație, dar totul depinde de voi. Rămâi concentrat pe ceea ce îți dorești. Dacă îți dorești iubire, rămâi concentrat acolo. Indiferent de ce se întâmplă în jurul tău, tu, da, și starea ta interioară sunt cele mai importante elemente aici. Nu contează, și am zis-o de atâtea ori, ce se întâmplă în jurul tău, felul cum reacționezi și răspunzi la ceea ce se întâmplă în jurul tău contează. Asta face toată diferența din lume, doar așa vei ajunge acolo unde îți dorești. Din nou, ascultă-ți intuiția. Ascultă-ți intuiția, este extrem de important, ți-o spune de atâtea ori. Foarte, foarte important și ia că foarte mult potențial, da, există în interiorul tău. Poate și în interiorul acestei relații și dacă vezi dincolo de teamă, dacă vezi vin dincolo de frică, ia că trust, da, dacă vezi dincolo de problemele acestea legate de încredere, poate chiar și această relație să aibă acel potențial. Voi știți mai bine cum se pliază pe fiecare dintre voi. Repet, unii dintre voi veți duce această relație la un nou nivel în care să vă deschideți mai mult, rezolvând treaba aceea cu trădarea, rezolvând treaba aceea cu abandonul. Pentru alții dintre voi se vede clar această bifurcație, se vede clar această schimbare de direcție și luare de decizie, da, între o chestie unde nu pot să stau că nu este pentru mine, că asta este manifestat-o prin filtrele durerilor mele și ceva nou care vine către tine. Acum sfatul nostru ar fi, dacă tot te duci către ceva nou, ia-ți un timp de pauză, așa, să rezolvi rănile alea, că altfel nu vei face decât să repeți povestea pe principiul aceeași mărie cu altă pălărie. Bun, dragii mei, care ați ales numărul 2, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna martie 2022. Interesantă energie aici pentru voi. Vedeți voi ce și pe unde vă situați. Dragii mei, dacă v-a plăcut, dacă știți foarte bine, butonul de like, de distribuire a acestui videoclip pentru a ajuta canalul meu și eu vă mulțumesc foarte, foarte mult și până data viitoare, dragii mei, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc. Salutare, dragii mei, care ați ales numărul 3 și anume această inimioară foarte, foarte faină. Și mesajul de pe spatele este sufletul pereche și spune că sufletul pereche este cu tine în spirit și iată, pentru că sunteți deja un cuplu, l-ați manifestat în realitatea voastră, deci este o confirmare, da, pentru unii dintre voi că sunteți alături de sufletul pereche, ceea ce zic eu că este bine, nu este rău, da, fiecare relație, că e de suflet pereche, că e karmică, că e nu știu ce, are provocările sale. Bun, și hai să mergem mai departe să vedem care este semnătura energetică a acestei luni martie pentru relația voastră de cuplu, după care vom vedea ce arcană vrea să guverneze. Ia să vedem. Și avem un soare frumos aici, energia masculină, care vorbește despre acțiune, energia masculină, da, vorbește despre acțiune, vorbește despre determinare, curaj și așa mai departe. Poate veți realiza niște lucruri împreună, cine știe. Și acum dacă e să analizăm și energia solară, da, ea vorbește despre lumină, despre armonie, despre fericire în relația de cuplu. Haideți să vedem totuși arcana care vrea să guverneze relația voastră de cuplu în această lună a mărțișorului. Oh, da, Doamne! Oh, da, Doamne, cum o dai, cum o dai și vedem infidelitatea, arcana diavolului. Infidelitatea și o să vedem noi despre ce este vorba și cu numărul 16 de pe energia masculină. E foarte posibil, această arcana infidelității poate anunța că sunteți împreună cu cineva în Capricorn, cu ascendent Venus, Lună, nodul nord în Capricorn. Poate arăta și cu această energie masculină o
creștere, poate, a atracției, aș zice eu, dintre voi doi. Pentru că această energie a diavolului, arcana diavolului, nu vorbește numai despre infidelitate, ea vorbește și despre bogăție, ea vorbește și despre sexualitate. Haideți să nu luăm părțile acelea, pentru că nu simt o energie așa cum este descrierea de pe acea carte. Și să mergem noi mai departe, așa că nu vă panicați, dragii mei, și haideți să vedem și un mesaj din partea Doamnei Lună. Ia să vedem și mesajul din partea Doamnei Lună pentru relația voastră de cuplu. Ia să vedem ce avem noi aici. Și spune felul următor, luna plină în pești, că este nevoie de echilibru, da, între partea aceea de 3D și partea aceea spirituală. Poate ar fi bine să meditați împreună, poate ar fi bine să luați momente, da, de relaxare, momente de apropiere de cine sunteți voi cu adevărat, mai multe decât ați luat până acum în luna martie. Și o carte foarte interesantă cu luna plină în Vărsător spune: arată lumii cine ești tu cu adevărat. Eu zic în felul următor: să arăți partenerului de viață și partenerul de viață să-ți arate ție cine este cu adevărat. Să nu se umble cu măscuțe, să nu se umble cu chestii de genul acesta, poate poleite așa frumos pentru a da bine. Oh, și iată, vedem a treia lună plină, care în Capricorn de data aceasta, pentru relația voastră de cuplu și arată sfârșitul unei perioade mai grele. Sfârșitul unei perioade în care ați avut de învățat niște lecții importante, poate chiar terminarea unor contracte sau unui contract karmic între voi doi, și atunci înțeleg foarte bine de ce a venit acea energie a diavolului acolo, pentru că vorbește despre contracte karmice și despre karmă, l-avem pe Saturn, să ne înțelegem. E bine. Ia să mergem noi mai departe și să vedem cu cine, cu cine, cu cine, cu aia, nu, cu aia, cu, haide să vedem cu Osho, da? Haide să vedem cu Osho care sunt mesajele și care sunt sfaturile din partea lui. Opa, iată, din nou vedem soarele, poate sunteți zodie de foc sau poate partenerul vostru este în zodie de foc. Este asul de bâte și vorbește despre pasiune, da? Curaj, dar și foarte, foarte mult erotism, am zice noi. Bun, și vedem și coacerea, maturitatea. E foarte posibil ca relația voastră să fi trecut până acum, da, printr-o perioadă, exact aici, cartea intensității, printr-o perioadă cu turbulențe, printr-o perioadă cu tot felul de încercări, pentru că am văzut, au fost niște lucruri de învățat sau poate niște contracte de dus la bun sfârșit și în sfârșit se iese la lumină, în sfârșit se ajunge la acea maturitate. Păi când se dă examenul de maturitate, da? Când, după ce am învățat niște lucruri. Cam așa simt și în cazul relației voastre de cuplu și poftim 10-le de cupe, cartea aceasta a armoniei. Se trece de la faza aceea mai întunecată, dar foarte benefică din punct de vedere al învățăturilor, se trece la această zonă luminoasă. Ia uite câte au ieșit aici. Bun, 10-le de cupe, cartea armoniei, 9 de cupe, cartea dorințelor împlinite și cartea jocului aici, care vorbește despre autenticitate, despre a-ți da voie să fii tu în cadrul acestei relații, să fii tu autentic, să-ți dai poate voie să te joci, să-ți dai voie să fii văzut exact așa cum ești. Că la urma urmei despre asta este vorba într-o relație autentică. Că dacă ne punem tot felul de măscuțe și așa mai departe, o să obosim la un moment dat și nu o să ducă absolut nicăieri. Și să vedem și din partea lui Cupertec ce mesaje vin, da, din partea lui pentru relația voastră de cuplu în martie. Ia să vedem. Da, persoana falsă, false person, dragii mei, cineva nu și arată adevărata față. Mă, de ce tot îmi iese cuvântul ăsta? Și vedem și cartea ocupației aici. E foarte posibil, da, ca unii dintre voi să nu vă dați voie să vă deschideți foarte mult în această relație sau partenerul vostru și să se ascundă după muncă, să se simtă sau să se țină foarte ocupat în anumite lucruri și să nu fie autentic în acea relație, nu în sensul acela peiorativ, dar nu în sensul că minte și ascunde niște chestii. Ascunde, dar ascunde propria persoană, ascunde vulnerabilitatea, aș spune eu, și iată change, schimbarea. Da? Urmează o schimbare în cadrul acestei relații
dacă vrei să mergi mai departe, dacă vrei să faci ceva cu lucrul acesta. Și vedem și cartea persoanei oficiale, poate unul dintre voi lucrați într-o instituție de genul acesta, cine știe, sau poate chiar unul dintre voi va schimba locul de muncă. Ia că te vedem și Toil and Labor, din nou această carte a muncii. Foarte multă muncă, foarte multă energie de muncă, ținând cont de faptul că vorbim despre o relație sau este o citire despre iubire. Cineva este foarte ocupat, foarte ocupat acolo și vedem și cartea familiei. Dacă sunteți o familie, deja vedem că ceva acolo se schimbă, fie când e vorba de jobul vostru sau de cariera partenerului vostru și va impacta, da, într-un fel sau altul și familia sau pe cei de lângă voi. E o schimbare. Dar important este să facem schimbările împreună. Și haide să mergem mai departe și îmi spune nu, haide de aici. Haideți de aici să vedem care este cea mai importantă sau mai activă, hai să zicem cea mai activă rană în cadrul acestei relații și este rana de abandon. Apoi, dragii mei, dacă se mai schimbă ceva pe acolo, prin domeniul muncii și partenerul este mai ocupat decât a fost până acum sau voi sunteți mai ocupați, celălalt ar putea să resimtă rana asta de abandon. Lucrați cu ea. Haideți să vedem și mesajul totuși de pe spatele acestei cărți și spune: astăzi decizi să descoper în ce domeniu am o atitudine de victimă și pentru asta întreb două persoane apropiate de ce anume aleg să mă plâng foarte des. Accept ceea ce îmi spun ele și realizez că ego-ul meu este acela care crede că a mă plânge este un mijloc excelent pentru a fi iubit sau iubită. Dacă sunt incapabil sau incapabilă să accept acest lucru, mă întreb, vreau oare să continui să atrag atenția fiind victimă sau pot să mă decid să fiu învingător sau învingătoare? Îmi dau dreptul de a răspunde liber, admițând faptul că eu voi fi cea care își va asuma consecințele uneia sau alteia dintre alegeri. Foarte interesant mesajul. Și haideți să vedem și din partea tarotului câteva mesaje pentru relația voastră de cuplu pentru luna martie. Oh, ce v-am zis, 9 de săbii, the darkest fears, fricile acelea și tot felul de griji nefondate, ar spune eu, dar mă rog, ele sunt cumva pe fundamentul rănilor și am văzut rana aceasta de abandon. Teama că celălalt muncește prea mult și că cine știe ce Dumnezeu face pe acolo și așa mai departe, aveți mare grijă că vă poate afecta relația, că tă și patru acesta de cupe care vorbește despre plictiseală, monotonie și starea aceea de nervi și este nevoie de revitalizare a acestei relații, de conștientizare în primul rând a rănilor și de revitalizare a relației. Vi se dă, da, șansa, ocazia să vindecați această relație și vedem foarte clar, dar este nevoie de ceva efort acolo. Bun, și iată că te vedem succes, da? Succes și creștere după o perioadă de secetă, să zicem, metaforic, da? Urmează, pot apărea noi începuturi în această relație, dar cineva, ori voi, ori partenerul vostru, aveți de vindecat trebușoara aceea cu abandonul. Din nou vedem asul acesta de monede, de data aceasta nu este de bute, asul de monede care vorbește fie despre un nou job, o nouă carieră care va impacta, că iar nu influența, da? Într-un fel relația voastră, da? Poate să arate și faptul că dacă lucrați cu fricile voastre sau partenerul vostru, iată-te, se încheagă cumva relația între voi doi. Și vedem și patru de bâte, joy and stability, da? Stabilitate și fericire, relația de cuplu. Poate să arate și o realizare foarte frumoasă a unor proiecte, a unuia dintre voi. Da, asta este, trebuie să înțelegem anumite aspecte când vine vorba de relație și de partenerul nostru. Și vedem și cartea lumii, embrace, se spune îmbrățișează, da, îmbrățișează tot ceea ce s-a întâmplat, lasă trecutul să ducă acolo unde este treaba și așa mai departe. Vedem nașterea unui nou capitol, unei noi lumi. Foarte, foarte frumos și este un nou capitol care poate duce această relație la lucruri foarte frumoase, dar mai e ceva acolo de rezolvat. Și haideți să vedem și mai departe ce alte mesaje vor să vină pentru relația voastră. Mama lor de problemuțe din cutia cu maimuțe. Why is the man of swords here? Oh,
Hopa, hopa, the King of Pentacles, regele de monede, poate voi sau partenerul vostru de viață, da, este în zodia de pământ cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodia de pământ, sau este o persoană care muncește foarte mult, care are poate propria firmă sau o responsabilitate foarte mare și acolo există fricile, acolo există îndoiala vis-a-vis de această persoană. E bine să înțelegeți că sunt doar proiecțiile noastre. Și vedem The Empress, împărăteasa, peste patru acesta de cupe. Și vă zice foarte, foarte clar, sunteți pe cale de a da naștere unei noi realități când vine vorba despre această relație. Poate pentru unii dintre voi chiar îi vine o veste, mi se spune acum, despre nașterea unui bebe, da? Și atunci îți spui, mamă, pe dacă vine și uite, vine copilul pe lume și ăsta e atât de ocupat sau ea, cine știe, ocupată și așa mai departe, cum o să fie și tot felul de scenarii și tot felul de chestii. Și vine spiritul și spune, stop it, oprește-te, pentru că totul se reglează, totul se așează. Hai să vedem mai departe, pentru că vedem niște vești, da? Niște vești vin și vin niște vești bune la urma urmei, vin niște vești care vă ajută să dați jos din spate o povară pe care ați dus-o până acum. Mai ales pentru aceia dintre voi care înproiați, nu știu, să realizați ceva sau poate legat de copii, cine știe, da? Pentru că vedem niște griji pe care vi le-ați făcut acolo, uite că se rezolvă, vin veștile acelea bune. La fel de bine vedem o clarificare de situație printr-o comunicare, un dialog pe care îl veți avea, sper eu, în cadrul relației și să spulberați acele temeri, acele îndoieli când vine vorba de partenerul vostru, că sunt multe îndoieli acolo, da, poftim din nou, nouă de săbii, dar tu l-ai, Doamne, foarte multe griji, foarte multă teamă, foarte multă frică. La fel de bine, poate pot aceste griji să aibă legătură, nu neapărat cu infidelitatea, dar să aibă legătură cu grijile financiare în cadrul relației și vedem clar că aici lucrurile se rezolvă. Bun, și spune clar, lasă grijile în spate, lasă toate nebunile în spate și privește împreună cu partenerul tău spre viitor. Pentru că puteți realiza lucruri foarte frumoase cu cartea aceasta de fericire și de stabilitate. Foarte, foarte fine. And what is the world? Yes, să vedem. The Six of Pentacles, ia către șasele de monede. Este un ajutor care vine către voi, că este o recompensă, că este ce Dumnezeu este acolo, vine și vă ajută, da, să încheiați un capitol mai greu din relația voastră. Repet, pentru unii dintre voi acest capitol are legătură cu partea financiară, cu cariera și așa mai departe. Pentru alții dintre voi are legătură cu teama aceea de trădare și așa mai departe. Și vedem și răsturnările de situație, ia către cartea turnului, dar poate să fie vorba despre un ajutor sau poate o despăgubire. Îmi vine să spun pentru unii dintre voi, într-un fel sau altul, ceva parcă se încheie brusc, se elimină brusc și unii dintre voi veți fi despăgubiți pentru lucrul acesta. Alții dintre voi veți fi ajutați, da, să închideți un capitol din viața voastră și să mergeți mai departe. Și iată, să mergeți mai departe, pentru că vă așteaptă abundență, vă așteaptă fericire. Vedem niște mesaje foarte faine care vin către voi. Foarte fain. Haideți să mergem mai departe și să mergem, bineînțeles, și cu amorul ghebos, că doar nu l-am lăsat tocmai pe ăsta așa de izbeliște. Ia să vedem mesajele pentru relația voastră de cuplu. Make the effort, ia cătă, depune efortul. Nu renunța doar pentru că ți se pare, nu știu cum, nu renunța doar pentru că sunt niște temeri și frici în tine acolo. Depune efortul necesar și spune pentru a trăi o poveste de dragoste așa cum îți dorești, a ajunge la o iubire așa cum îți dorești, este nevoie de efort, este nevoie să faci ceva, da? Bineînțeles, efort și dintr-o parte și din cealaltă. Free yourself, eliberează-te, pentru că sunt foarte multe temeri, foarte multe frici, ori pe partea ta, ori pe partea partenerului tău. Sunt acele traume, sunt acele răni sufletești despre care am vorbit. Și vedem și cartea atracției și așa cum am spus mai devreme și cu acea energie a diavolului, vorbim despre o atracție între voi. Dar la fel de bine îți spune, învață să te reapreciezi mai mult și să apreciezi ceea ce este în jurul tău și ceea ce ai mai mult decât ai făcut-o până acum. Învață din nou să flirtezi, învață din nou să te deschizi. Când vine vorba despre iubire, că poate din cauza temerilor și nesiguranțelor și așa mai departe te-ai închis sau poate, cine știe, s-a închis partenerul. Și vedem și separation, ia cătă și separarea pentru unii dintre voi și cu cartea turnului acolo, posibil, da, să apară ceva care să răstoarne situația, dar totul depinde de voi. De cât de mult îți dorești,
Da? Să ții această relație dacă tu știi la nivel de suflet că este ceea ce trebuie, discută, da? Discută lucrurile acestea deschis, că poate până acum te-ai pus după măscuță și n-ai vrut să discuți lucrurile acestea, spune ce-ți place, spune ce nu-ți place, pune toate cărțile, da, iar că te pune toate cărțile pe masă și atunci vei ști exact ce să faci. Bun, hai să vedem și de aici, că era să... Nu, uite, de aici una și după aia de dincolo, să le luăm noi în așa, în ordine alfabetică. Hai să vedem și de aici mesajul vostru. Și este Marea Preoteasa Aerului, iată-te mesaje, din nou comunicare, mesaje care vor veni către voi și la fel vorbește și despre intuiție. Ascultați intuiția, dar e clar, va fi comunicare și foarte multe vorbe, da? În cadrul acestei relații și iată-te, se deschide un portal, apare o oportunitate să transformați această relație, apare o oportunitate să faceți lucrurile, mamă, tot câte două, eu am zis nu, dar tot câte două, să faceți niște lucruri frumoase, să vindecați această relație, totul depinde de noi, de voi, da? Iată-te, openness, să fii deschis. Să fii deschis emoțional, că despre asta vorbim, da? Vedem luna aceasta, spune, fii deschis din punct de vedere emoțional. Dă ceața aceasta din jurul minții tale, din jurul capului tău, pentru că nu te ajută și nu te... Da, nu te ajută să vezi lucrurile exact așa cum sunt. Fă curățenie acolo, ori tu, ori partenerul tău de viață și după care discutați lucrurile. Este singurul mod în care puteți salva această relație. Și îmi pare foarte bine că a ieșit această carte de simplicity, de chestii simple, da? Nu mai întortochea lucrurile, nu mai dramatiza lucrurile. Ce te face să dramatizezi sunt poveștile pe care tu ți le spui ție despre ce crezi tu că se întâmplă. Sunt experiențele trecutului tău. Nu mai confunda trecutul cu prezentul. Lasă lucrurile așa cum sunt. Este ceea ce este. Punct. Bun. Bun, bun, bun. Da, astea sunt mesajele. Eu am crezut că am uitat ceva, dar n-am uitat. Astea sunt mesajele, dragii mei, care ați ales numărul 3 pentru luna martie 2022. Mesaje foarte interesante, profunde, da, din partea spiritului. Acum vedeți voi cum se pliază pentru fiecare în parte. Ca și esență, da, acestui mesaj este arată lumii cine ești tu cu adevărat, arată ție și arată-i partenerului cine ești cu adevărat și de acolo, din punctul acela, veți vedea voi cum rezolvați lucrurile. Dragii mei, astea sunt mesajele, așa cum am spus. Nu uitați butonul de like dacă v-au plăcut aceste mesaje, de distribuire a acestui videoclip să ajungă la cât mai multe persoane și astfel ajutați și canalul meu de YouTube. Apăsați butonul de abonează-te și clonțopelul pentru a vedea când vin cu noutăți pe canal. Și până data viitoare, dragii mei, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc. Salutare, dragii mei, care ați ales numărul 4 și anume această inimioară care nu vrea să vină la mine. Haideți să vedem care este mesajul, în primul rând, care este mesajul de pe spatele acestei inimioare. Este un fel de scrisoare și spune, dragul meu, draga mea, chiar dacă suntem fizic separați, la nivel de spirit suntem uniți întotdeauna, deoarece iubirea transcende timpul și spațiul. Nimic nu lipsește, așa că poate unii dintre voi care ați ales numărul 4 nu sunteți în momentul de față sau poate în luna martie alături de partenerul vostru de viață, dar pentru că nu sunteți fizic, asta nu înseamnă că nu există legătura, conexiunea dintre voi doi. Iubirea, așa cum a spus-o și mesajul inimioarei, trece dincolo de timp și spațiu. Cât de frumos! Haideți să vedem și o semnătură energetică a relației voastre de cuplu în luna martie. Ia să vedem, dragii mei, care transcedeți timpul și spațiul prin iubirea voastră. Și vedem învățăturile, teachings, iată poate niște lecții de învățat în cadrul relației voastre de cuplu în această lună martie. Cine știe, avem tot timpul lecții de învățat. Importante sunt rădăcinile pe care le avem în această relație. Zic lucrul ăsta pentru că mi-arată rădăcinile acelui copac. Și rădăcinile acelea vorbesc despre stabilitate. Ia să vedem. Și avem arcana cu numărul 22 sau 0 din tarotul clasic, care guvernează relația voastră de cuplu și este arcana nebunului, ca să ne înțelegem despre ce vorbim. Și ea vorbește despre noi începuturi, ceva de luat cumva de la zero. De la zero, dar cu experiența acumulată anterior, da, să mergeți poate împreună cu partenerul vostru de viață la un alt nivel, să duceți această relație la un alt nivel. Cine știe?
Ia să mergem noi și mai departe și să vedem un mesaj, două, trei, cât vor ele să vină din partea Doamnei Lună pentru relația voastră de cuplu. Ia să vedem și vreau să spun înainte de a vă citi mesajul acesta, că mă tot uitam la cartea nebunului, vreau să spun de încredere, dacă este nevoie de încredere pentru a merge la următorul nivel cu partenerul vostru de viață. Și în timp ce gândeam lucrurile astea, ia că te vine luna plină în scorpion și spune lucrează cu fricile tale. Poate unora dintre voi vă este teamă să faceți următorul pas, vă este teamă poate dacă nu sunteți lângă partenerul de cuplu și vă invită să mergeți în altă parte și să începeți acolo viața de la zero, vă este cumva teamă și spune lucrează cu fricile tale, pentru că fricile tale pot să afecteze relația de cuplu, așa cum am spus cu cartea învățăturilor, acolo mai este ceva de învățat, mai sunt niște lecții de învățat în cadrul acestei relații și este o lună bună să facem lucrul acesta. Și vine și nodul nord și spune nu lăsa trecutul să te țină pe loc, uite fricile, uite negura aceea a trecutului, nu lăsa poveștile trecutului, așa cum am spus, să te țină pe loc, du-te. Dacă partenerul tău mai ales este în altă parte și vrea să reuniți familia acolo sau, mă rog, ceva de genul acesta, du-te, pentru că vedem prosperitatea este la orizont, nu îți fie teamă, nu merge pe principiul drobului de sare, dar dacă o să se întâmple, dar dacă o să fie, dar dacă o să treacă, dar dacă nu o să meargă, dar dacă, dar dacă, dar dacă. Lasă lucrul acesta și du-te, nu-ți fie teamă de noi începuturi, pentru că îți spune foarte clar, arată foarte, foarte bine. Ia să vedem noi ce mai arată foarte bine, haideți să vedem Osho, dacă de bine arată și care sunt sfaturile, care sunt mesajele pe care vrea să le aducă relației voastre de cuplu pentru luna martie. Ia să vedem, ia să vedem. Ok, și avem iată două și începem cu Cartea Lumii, Cartea Lumii care vorbește despre încheiere de capitole și vedem și Cartea Stelei, următoarea carte. Și spune în felul următor, dă-ți voie, da, să închizi un capitol din viața ta, să completezi acolo tablou și să mergi mai departe, pentru că vedem Cartea Stelei, da, vorbește despre vindecare, vorbește despre a merge către steaua ta, vorbește despre strălucire la urma urmii în acea noapte care reprezintă, care este reprezentată, da, de tenebrele acelea ale trecutului tău, adventure. Ia câtă aventura, poate vi se oferă ocazia, da, așa cum am spus, să mergeți mai departe alături de partenerul vostru. Și uite teama, uite frica, da, nouă de săbii, nici nu știu cum se tristețea se numește aici, da, teama aceea de a merge în aventură, mergeți pentru că vă spune lucrurile arată foarte bine și vedem aici luciditatea, dar este cartea carului care din nou vorbește despre mișcare și poate în această lună veți vedea dincolo de ceața aceea, veți vedea dincolo de fricile acelea, veți vedea oportunitatea care zace la orizont și că totul depinde de voi și ea că te spun du-te și fă lucrurile să se întâmple, nu mai rămâne în poziția aceasta doar de visare. Dacă visezi la nu știu ce stil de viață și așa mai departe și ți se oferă ocazia să faci lucrul acesta sau să trăiești lucrul acesta alături de partenerul tău, nu-ți fie frică să te duci mai departe, nu-ți fie frică să mergi către visul tău. Iată-te și doiul acesta de cupe și cartea călătoriei, poftim, da? Se arată pentru unii dintre voi o călătorie, un nou început alături de partenerul de cuplu în luna martie și este nevoie de încredere, pentru că e posibil să vi se ceară răspunsuri rapide, hai, eu nu știu, viza, treburi, chestii, ne mutăm, nu ne mutăm, ne ducem, facem, nu facem și ori pe voi, ori pe partenerul vostru s-ar putea să l-apuce așa nebunala la mansardă și să spună, aoleu, dar dacă nu o să meargă, aoleu, dacă nu o să fie, du-te, vă zice clar, duceți-vă, mergeți acolo pentru că lucrurile arată bine, nu lăsa frica să te țină pe loc. No, bine, și hai să mergem și mai departe, cu ce mergem noi mai departe, hai să mergem cu asta să vedem care este cea mai activă rană emoțională, evident, în cadrul acestei relații. Ca să știți voi așa unde să puneți de conștiința și degețelul să vindecați niște chestii. Și vedem rana de umilire, poate fi a voastră, poate fi a partenerului vostru. Te rămăsese nedreptatea acolo, să rămână nedreptatea. Și mesajul este, astăzi decid să accept faptul că am dorințe sexuale și că acestea sunt naturale pentru mine. Ia uite ce mesaj interesant. Recunosc mai ales că doar ego-ul meu este cel care judecă sexul ca fiind o dorință nespirituală. A
având astfel mai mult control asupra mea. Dacă sunt incapabil să-mi dau dreptul de a avea aceste dorințe, îndrăznesc să vorbesc cu cineva despre asta fără să mă rușinez. Și dacă nu aveți cu cine vorbi, contactați-mă în privat, pentru că este chiar o problemă aici. Sunt programe limitative din copilărie. Bun, haideți să mergem mai departe și să vedem Cupid Deck. Unde ești? Uite aici Cupid Deck, că era să uit de tine. Haideți să vedem și Cupid Deck. Cu ce mesaje vine pentru relația de cuplu? Sunt foarte multe persoane, asta este, da, care au astfel de programe mentale. Sunt chestii, așa cum am spus, moștenite, dobândite în copilărie. Distant horizon, orizontul îndepărtate, clar vedem călătorie, poate mutare pentru unii dintre voi, cu tot cu partenerul de viață și are legătură cu jobul, cu cariera, cu ceva ce urmează unul din voi doi să faceți. O schimbare apare la orizont și unul dintre voi este îngrijorat. Păi cum o să fac, dar dacă nu o să meargă exact povestea, ne-am spus-o mai devreme. Și iată și cartea bărbatului bogat. Nu știu, poate unul din voi este sau apare un ajutor, o finanțare, da? Cine știe, din partea unei astfel de persoane. Apare o schimbare. Da, iată teama de trădare, da? Cu această carte a hoțului acolo. Dacă o să ne tragă țacă, da? Dacă o să ne facă nu știu ce, da? Vedem așteptările acestea, dar nu sunt niște așteptări pozitive, sunt așteptări ca cineva să te fure, cineva să te înșele, ai mare grijă ce îți spui și ce proiectezi pe ecranul minții tale, pentru că poți atrage în realitatea ta și asta tot am discutat de numai. Hai să mergem mai departe și să vedem ce alte mesaje vor să mai vină pentru relația voastră de cuplu în luna martie. Cum vă puneți voi în mișcare, să fie mișcare, să fie, iată, heart chakra, chakra inimii, și vorbim despre iubire, da, iubire de sine în primul și în primul rând, și încă o chakra, chakra 2, da, chakra 2 este chakra sexualității și nici nu mă miră, pentru că avem, da, această carte de umilire. Dragii mei, asta pot proveni, mai ales și am citit aici pe această carte, din niște traume profunde, da, din copilărie, tinerețe, care pot avea legătură cu abuzurile sexuale într-un fel sau altul. De asta zic că căutați o persoană care se pricepe, da, care chiar știe ce face pe partea aceasta. Dacă nu, aștept mesajele voastre în privat, repet, pentru că este ceva de vindecat pe acești doi centri energetici. Și vi se cere să faceți lucrul acesta cât mai curând. Iată și magicianul, da? Carte de manifest, de manifestare. Manifestați aceste noi începuturi, dragii mei. Manifestați niște începuturi frumoase, doar fricile voastre, nesiguranțele voastre și ceea ce am spus acolo, nu problemuțele, rănile acelea sufletești, dar vă pot face să rămâneți pe loc sau să manifestați lucruri pe care nu vi le doriți. Și vedem treiul de bâte, care vorbește despre planuri de viitor, a prelua conducerea vieții voastre, a face ceva. Iată cartea diavolului, care ține inima aici în gratii, după gratii, și este sub această ceacră a sexualității, așa cum am discutat-o mai devreme. Sunt niște temeri, niște frici care vă pot ține pe loc și nu vă dau voie să vă faceți acele planuri de viitor. Bun, și vedem și împărăteasa, chiar era să o fac mare preoteasă, nu știu, am eu un talent să fac lucrul ăsta. Da, și spune în felul următor, ești pe cale de a da naștere unor noi situații și noi realități în viața ta, pentru că este sub cartea magicianului, așa cum am văzut. Dă-ți voie să scapi de acele temeri, dă-ți voie să scapi de acele frici, dă-ți voie să te deschizi, da, pentru a manifesta ceva frumos, așa cum vedem, ca și potențial energetic, că vrea să vină către voi, către relația voastră de cuplu. Haideți să vedem și de aici care sunt lămuririle. Ia să vedem. Da, este nevoie de terapie, clar, patru de săbii peste chakra inimii. Este nevoie de terapie, este nevoie să vindecați ceva când vine vorba de iubire, da, iubirea de sine la urma urmii, pentru că ce să vezi, iată ce este aici, da, treiul de săbii, există foarte multă durere, există foarte multe chestii care s-au acumulat acolo la nivel de suflet, de inimă.
Bun, și vedem niște mesaje. Pentru unii dintre voi s-ar putea să aveți mesaje acelea de mimimi, bumumu, între voi și partenerul vostru de viață, mai ales dacă sunteți la distanță. Sunt mesaje din acelea cu o tentă mai aparte, înțelegeți voi ce vreau să spun. Dar la fel de bine poate să vorbească despre niște vești, nu? Care vin către voi și au legătură cu o schimbare acolo de direcție. Și vedem magicianul și marea preoteasă și spune clar, ascultă-ți intuiția, ascultă-ți sufletul când manifesti lucruri noi în viața ta. Înțelege că tu ești în control. Da, în controlul, al controlul vieții tale, controlul acestei relații de tine și doar de tine depinde ce vrei să faci și cum îți folosești aceste puteri. Cum ai zis, Three of Wands, da? Pe justice, iacăte justiția, putem vorbi peste treiul acesta de bâte despre acte sau tot felul de hârțogării de genul acesta, aprobări și așa mai departe pentru noi începuturi, pentru planuri de viitor și sunt chestii de planuri de acelea pe termen lung împreună cu partenerul vostru de viață. Poate veți colabora, veți munci împreună, vedem treiul acesta de monede. Este bine să colaborați și să munciți împreună în cadrul relației, pentru că nu fi pentru toată lumea, da? Să munciți împreună, să faceți ceva cu partenerul vostru. Poate să fie, da? Poate predați ceva împreună, că acum mi-arată cartea aceea de teachings, da? Poate asta este misiunea voastră și poate vi se dă ocazia să faceți lucrul ăsta nu știu unde și vă e teamă că nu sunteți suficient de buni și așa mai departe. Și vedem și nouă de cupe, cartea dorințelor împlinite peste împărăteasă. Asta puteți realiza, asta puteți face dacă lăsați în spate trecutul. Dacă lăsați în spate aceste răni pe care le-am văzut și le-am discutat mai devreme. Dacă nu vă mai gândiți la lucrurile acelea nasoale și vă gândiți la lucrurile frumoase, la momentele frumoase, vă focusați pe pozitiv și nu pe negativ, așa cum am discutat de 1500 de ori, cel puțin, da? Până acum, atunci veți fi recompensați. Vedem că ceva frumos vine către voi, vine către relația voastră de cuplu. Ia să mergem noi mai departe cu mesajele din Amorul Ghebos, că doar nu o să le uităm. Și ia să vedem Amorul Ghebos cu ce mesaje vrea să vină pentru relația voastră de cuplu în martie. Și vedem codependența, aveți mare grijă la această codependență, poate să fie vorba despre niște adicții pe care ori voi, ori partenerul vostru de viață le aveți și care afectează într-un fel sau altul relația de cuplu. Dacă este așa, rezolvați problemuța aia, căte passion, passion, pasiune, pasiune și spune deschide-te. Mai mult, deschideți inima mai mult pentru pasiune, dar vedem că aici sunt niște blocaje ori pe partea voastră, ori a partenerului și atunci este bine să le rezolvați cât mai curând, pentru că vedem cineva nu este deschis, retragerea se numește acolo, are tendința să se retragă, mai ales când e vorba despre sexualitate, este vorba despre chestii de genul acesta. De ce? Pentru că există o rană. Este o rană încă activă acolo și este puternică și ia cătă playfulness, jucă ușenia, din nou deschidere, vulnerabilitate. Asta ți se cere, dar pentru asta trebuie lucrat, pentru că da, nu se face neapărat pocnind în degete, doar la ședințele de hipnoză se face lucrul acesta. Da, este nevoie de autodescoperire, asta ne spune. Să știi mai mult despre ce se află în interiorul tău, să știi mai mult despre ce se află în interiorul partenerului tău pentru a putea merge la următorul nivel despre care vorbeam acolo al relației voastre. Și haideți să vedem, nu, haide una de aici și după aia de acolo, haideți să vedem și de aici care este mesajul pentru voi, pentru relația voastră, pentru luna martie. Din nou playful, da, jucă ușenia, nu mai fiți atât de serioși în relație, dați-vă voie să vă deschideți. Și nu e vorba neapărat de seriozitate, este vorba despre o platoșă, mi-arată acum, da, o armură de aia după care ori voi, ori partenerul v-ați închis, pentru că există niște răni acolo din trecutul vostru sau al partenerului și asta este. Sunt mecanismele de supraviețuire și apărare. Iacăte, să ai curajul să mergi mai departe, pentru că am văzut, da, această schimbare de direcție acolo. Dă-ți voie să ai curajul să mergi mai departe și nu mai lăsa fricile trecutului să te țină pe loc. Asumă-ți riscuri, taking risks, da? Asumă-ți riscul și vei ajunge împreună cu partenerul tău la prosperitate. Ți-o spune foarte, foarte clar.
Ia uite, tendința ta de a rămâne pe loc, stand still, de a rămâne nemișcat și spiritul îți spune nu face lucrul acesta, dă-ți voie să mergi mai departe, here you go, happiness, fericirea vă așteaptă și e fericirea în doi, dar totul ține de fricile acestea care vă pot ține pe loc și iată-te și miracolele, așteptați-vă la soluții miraculoase, la un deznodământ, să zicem așa, miraculos, doar dacă înlăturați acele temeri, doar dacă înlăturați acele frici despre care vorbeam mai devreme. Dragii mei care ați ales numărul 4, iată, acestea sunt mesajele, acestea sunt ghidările și sfaturile care vin din partea spiritului pentru relația voastră de cuplu pentru luna martie 2022. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de like, de apreciere a acestui videoclip, de share, da, să-l distribuiți, să ajungă la cât mai multe persoane, de ce nu, și astfel ajutați și canalul meu de YouTube. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o până acum la canalul meu și apăsați butonul cu clopoțelul acela pentru a vedea când vin cu noutăți pe canal. Aștept comenturile voastre ca de obicei în secțiunea de comment și până data viitoare când ne revedem, regăsim, reauzim la toate lucrurile minunate de pe acest canal. Știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!